Salutare vulpițelor și vulpișorilor, bine v-am regăsit la un nou episod, suntem aici alături de Houdini. Salutare! Și suntem pe contul vulpișorului Polima, salut! Salutare! Uhu! Nu știu exact cum îl cheamă, dar eu sper că este vulpișor și m-a rugat super, super frumos să fac acest episod pentru luni, adică pentru astăzi, pentru că a vorbit cu colegii săi de la școală și a zis... Păi, o să am episod pe canalul lui Foxy luni! Îi salută toți colegii și neapărat să se aboneze și ei și zic și profei să se aboneze la mine. Adevărat, să rupă cu toți acolo butonul de like și de subscribe. Normal, nu iau atât de puține Brawl Box-uri, adică chesturi. Iau minim 40 și este indicat să... Opa, a intrat pe cont Foxy. Op, dăm reload, poate își dă seama. Sper să-și dea seama. Poate își dă seama că acum o să filmezi și te lasă să filmezi, gen. Sper și eu. Așa, cum ziceam, ziceam că normal nu iau atât de puține chesturi. Indicat este să aveți minim 40 ca să pice ceva șmecher. Dar pentru că m-a rugat atât de frumos și cum eu respect dorințele vulpițelor și vulpișorilor, bineînțeles că am zis, hai treacă, meargă de la mine, o să fac acest opening pe contul lui și nu știu, și-a dat seama oare că filmez? Nu știu, Foxy, eu sper că își dă seama într-un final, acum văd că m-a intrat încă o dată, sper să nu mai intre iarăși, ca să poți și tu să deschizi cutiuțele. Nu știu, i-am zis după ce oră filmez, sper că s-a prins. I-ai zis ora la care o să filmezi? I-am zis cam... la ce oră, da, exact. Am înțeles, deci înseamnă că ar trebui să știe cum stă treaba. Ok. Bun. Hai să ne mai uităm până atunci pe cont, să vedem dacă mai intră sau nu, vezi ce mai are pe aici. Ia uite, are 15 brawler din 33. Deci are șanse o grămadă să-i pice ceva. Aoleu, are Sandy. Mamă, deci are o legendară. Wow. Pe bune. Deci din 15 brawler, unul este legendară. Wow, te așteptai la asta? Nu, sincer, chiar nu. Și mai este și Sandy, care e greu de picat. Băiatul Sandy. Da, 15 din 33, foarte nice, tare. Nice, forță. Și am uitat să vă zic să rupeți butonul de like, share și subscribe, clopoțel, ca să primiți toate notificările de la mine. Și apropo, să scrieți în comentarii cum a fost 1 martie pentru voi. Eu am postat acolo și pe Instagram și pe comunitate pe YouTube cam ce am făcut noi. Sper că vulpițele, de fapt vulpișorii, au dus ghiocei și mărțișoare vulpițelor. Adevărat, și eu sper asta. Așa, la ce să ne mai uităm? Ne uităm puțin și pe shop. Ia uite-l pe Leon, cumpără-l pe Leon, Foxy. Hai că îl cumpăr, nu? Da, ia uite, doar 349 de gemuri. Nici nu-i mult, nici nu este 100 de lei, nici no, de cum. Doamne ferește. De fapt nu este 100 de lei, este 99,99 ron. Mamă, da? Cum este suma asta așa? Merită Leon atâta oare? Nu știu ce să zic. Eu zic să așteptăm să-l pice, știi, adică... E mult mai șmecher, mie mi se pare mult mai satisfăcător atunci când îl pici decât când îl cumperi. Adevărat, și mai e și gratis. Da, mai e bine, și asta. Asta dacă nu deschizi megaboxuri, dacă deschizi megaboxuri nu mai e chiar așa gratis. Deci nu am mai intrat, eu zic să ne apucăm de opening și haide. Sper că o să pice. Eu cred că are noroc din moment ce are pe Sandy. Și eu cred, vedem acum, are destul de puțin brawler, așa că ar trebui să pice ceva, dar vedem acum în minutele ce urmează. Două tichete. Oh, forță. Direct cu bonusuri. Bonusuri babane, Foxy. Păi noi da. Nu acceptăm bonusuri din alea mici, doar bonusuri babane. Ia uite, 3 gemuri, ți-am zis eu. Păi da, așa mai merge, nu? Parcă se schimbă situația. Super. Bun, și încă un tichet. Forță. Nice, până acum o grămadă de bonusuri. Big game în 10 ore. Oh, deci nu, mâine. se termină în 10 se ore. Se termină? Aulee! Nu înseamnă că poți să te joci un match la big game, nu? Da, neapărat. De are tichete? Are, că am făcut eu acum, de fapt. De fapt, da, are 3 tichete. Super! Nice! Măcar poți să consum și tu tichetele. Încă ia uite, un tichet, 4. Forță. Păi te joci cu cât e un tichet, așa, nu? Uite, încă un tichet. Încă unul, mamă. Și am văzut și puncte pe Sandy.
Nice, hai să vedem ce mai pică. Aici nu a mai picat, dar sigur mai urmează. Așa zic și eu. Uh-huh. Ia uite iarăși puncte pe Sandy, am văzut. Da, impresionant. Mamă, dar pe Sandy îți dă puncte destul de ușor, parcă. Încă 3 gemuri. Plus 3 gemuri, forță. Câte gemuri sunt de toate? Ne uităm imediat, 200 token doubler. 200 token doubler. 16, nu știu câte avea inițial. Ma, nu mai știu nici, nu mai știu câte a făcut. Tot uit să mă uit la început, să văd. Cred că au făcut undeva la 9 gemuri sau ceva. Sau 6. Mamă, cine a picat? Rico! Mi-a picat un nou brawler. Mamă, Rico, un nou brawler. Să mor eu. Doamne, ferește. Nu mor. Aoleo de capul meu, deci Rico, un nou brawler. Are 3 din 4. Forță. Deci ne mai poate pica încă un super rar. Ok, bun. Hai să vedem. Așa, hai să vedem ce mai e pe aici. Foxy. Încă 3 gemuri. Uhuh, 3 gemuri, nice. Iuhu, ne plac gemurile. Chiar că ne plac. Încă 5 gemuri. Încă 5, mamă. Astea ne plac și mai mult. Cei mai mult de 3 e și mai bine. Așa e, perfect. Oare mai pică? Tu ce crezi? Era fain să fie minimum 5 gemuri, știi? A, da. Dar probabil că și prețul skinurilor ar fi fost mult mai mari. Da, adevărat și asta. La asta nu m-am gândit. Încă un tichet. Încă un tichet, forță. Băi, deci o picat Rico Brico. Încă 3 gemuri. Încă 3 gemuri. Ura! Bine și pe gemuri, bine și pe brawler. Bine și pe etichete, bine și pe eveniment. Ce mai vrei, Foxy? Așa, acum mai am un B-box aici. Da, deschide și pe ăsta și pe mai văzut eu ceva acolo. Mai avem ceva. 39 de bănuți. Nice. 8 puncte pe Rico. Oh, deja puncte pe Rico, forță. 10 pe Sandy. Nice. Și 16 pe Colt. Forță. Ok, hai să vedem ce avem aici. Avem un Brawl Box. Un Brawl Box. Oare pică ceva din el? Hai nu să știu, vedem. Nu vedem acum. 22 de bănuți. Puncte pe Barley. 7 puncte mai exact, așa 10 pe El Primo și 2 etichete, forță. Măcar ai cu ce să te joci la eveniment. Exact, și avem 8 etichete în total. Păi da, ai putea să pui 4 și 4 sau dacă nu se mai lași câteva să se joace, cum vrei tu. Oare... O să-i pun 2, ca să-i mai lași și câteva să se joace. Ok. Oare cu cine să mă pun? Big Game, nu mai știu care era ăsta. Cel în care pici bossul. Ah, ok. Nu știu că ai jucat cu Jesse, dar e greu cu Jesse, ai văzut. Dacă nu pici boss, cam nasoală treaba. Mă pun Sandy. Te pui Sandy? Păi da. Ok. O încercam așa, nu? Da, că așa nu cred că ai prea jucat Sandy. Nu, chiar nu, că nu o am, doar pe conturi. Ia uite, Big Game și bossul este Bull. Mamă, am crezut eu că pic cu Sandy, dar n-am picat încă. Dar cine știe, este timp. Unde s-a dus? Nu știu unde se ascunde. Se cam ascunde. Ia uite, uite. Am dat direct de el. Doamne, dar ți-o dat ceva de mici? Da. Bine, și voi ați dat, ia uite, 90%. Nu bine, dar aici bossul este foarte puternic. A, deci e puternicos, rău de tot bossul. Este ca și cum ai avea suculeț, știi? Ok. Nu am mai jucat de mult la evenimente, așa că nu mai știu exact. Mie îmi place super mult, mai ales când pic boss, mi se pare foarte șmecher. Îți place să-i spargi pe toți, da? Da, chiar îmi place. Ia uite suculețul. L-ai amețit, nu te mai vede. Uh-huh. Nu mai vede pe nimeni, de fapt. Te-au fugit de acolo din prisma mea. Da, s-o tirat. Da, mamă mai are doar jumătate din viață și n-au trecut decât 40 de secunde. Eu sper să-l câștigăm. Și eu sper. Hai să mi se facă ultimata iară, să ne facem invizibili. Încă puțin, da, încă puțin. O, acum. Gata. Pune ultimata și dai. O fugi, mă, ce fugi de noi? Da, uite, mai are doar 20%. Asta chiar e slab, bulul ăsta. Deci ăsta ar trebui să-și ia, mamă, la un minut jumate. Haideți. Oare cât trebuie să reziste? 2 minute doar? Da. Trebuie să ne grăbim, că mai are. Trebuie să-l cam bateți. Trebuie să ne grăbim repede. Mai are doar 6%. Dați-i, că trece. Hai că-l spargeți, Foxy, uite, timpul. Un minut trece jumate. Trece timpul, gata! Oh, deci 1 minut și 23 de secunde. Forță, mamă, forță. Mamă, ce și-a luat-o în freză asta. Chiar că și-a luat-o, dar mă bucur. Ăsta a murit repede. Hai să vedem. 2 Brawl Box-uri direct, ia uite. Aproape 3, cred.
Nu, unul. Unul doar. Am văzut 200 de puncte mai avea din alea double, token doubler de alea, știi? Mă pun cu 3. Pune-te cu 3. Pune-te cu 3. Hai să vedem. Oare pic boss-ul? Zi repede înainte să intru. Da, eu zic că da. Și nu. Boss-ul este cold. Nu, n-am picat. Apoi cold moare și mai repede. Nu chiar. Ba da, că rezistă puțin cold. Ar trebui să moară și mai repede decât bull. Bine că dă și damage mai tare. Dacă știe să tragă, atunci ai mai nașpa situația pentru voi. Mamă, ce-o fugit. Uite, deja mai are 70%. Tata, nici n-am ajuns lângă el. Păi nu contează că îi dau ăștia alții în freză. M-a prins acolo. Da, uite, Foxy are jumătate din viață. Lasă, să-i dea. Și au trecut doar 20 de secunde. Super, mă bucur. Mamă mia, deci ăsta e mai slab decât ălalt Foxy. Eu așa sper. Ia, dați acum la nemernic. Haideți, că suntem invisibili. Ăsta e slab, rău de tot. Dați-i. 30%. Știi cum e? Dați-i cât nu vă vede. Deci, uite, 25% și au trecut doar 50 de secunde. Nu știu exact, uite acolo sus. Acum să vă apropiați de el. Trebuie să stai puțin să se facă viața acolo la zid. Aoleu, grăbiți-vă. 18%. Grăbiți-vă. Haideți. Nu tot cam așa albateți, cred. Da, hai să ne grăbim repede. Mai are 15%, 13%. Păi să-i că se cam ascunde acum, văd. Da, trebuie să-l prindeți acum. Dai. Și mai are 4%. 3, 2, 1. E aproape, gata, yay! S-a dus. Forță. Tot un minut și 20 și ceva de secunde. Nu mai știu cât am făcut înainte. Cred că la celălalt a scos un timp mai bun, puțin cu câteva secunde. Hai să vedem câte cutiuțe primesc. Deci ar trebui una, două aproape. Mamă. Aba nu. Ba da, uite că ai 3. Mai dau cu încă un tichet să-i las și lui două tichete. Ok, bun. A, tot cu Sandy vrei să încerci să ieși posulică cu Sandy? Da, asta îmi doresc. Nu am ieșit eu. Și posulică este Nita. N-am ieșit eu. Mi-aș fi dorit. Hai să vedem. Haideți pe Nita. Dacă își pune... Poate să-și pune și ursulețul, nu? Da, bineînțeles. Aolo! Și este mult mai puternic aici ursul. Mă zis eu ce tare de ursulețul ăla. Da, ăsta e nașpa, sincer, și-a pus ursul. Deja l-a pus, a? Da. Gata, s-a dus și ursul. Dar probabil că rezistă mai puțin. Aoleu, are cam mult, sincer. Nu chiar, că au trecut doar 30 de ceilalți secunde. Ceilalți, pe vremea asta, aveau mai puțin, gen. Parcă da, nu mai știu exact. Haideți, guys, suntem invisibili. Bine, numai să nu ieșiți de acolo, că dacă ieșiți de acolo nu mai sunteți invizibili. Da, face că el o cam plecat de aici. Nita, adică. Uite, acolo, e lângă tine. Se bătea cu mine, nebună. Da. Nebuna, de fapt. Credeai că e ursul, nu? Da, am crezut că e ursul. De aia tot fugeam, dacă încolo era... Ne-ai dat ceva bucății, oricum, uite, mai are 38%, 37%, dar o să reziste puțin mai mult Nita, așa că trebuie să vă cam grăbiți. Haide că suntem invizibili. Dați, uite, 21%. Și acum dai, Foxy, dai. 14, ia să vedem, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, haide, 1, dă și tureta. Și 1 minut și 30 de secunde. Am făcut mai mult de data aceasta. Da, tot e bine, oricum, tot ați câștigat. Ok, hai să vedem ce primim. Mamă, și mecherie pe hârtie. Mai de deschis acum niște cutiuțe. Ia să vedem cât ai. Încă 3, mamă. Ce încă 3? Tot 3 aveam și înainte. Păi da, dar zic încă 3 în total. N-am mai făcut. Ok, hai să le deschid. 30 de bănuți, 10 puncte pe bull, 10 pe colt și 5 gemuri. Mamă, deci o meritat. Dacă ai picat astea 5 gemuri, eu zic o meritat oricum. Da, o meritat, într-adevăr. Hai să vedem. 12 bănuți, 4 puncte pe Dynamite, 6 pe El Primo. Ok, și din ultimul? Bonus, încă un tichet. Măcar ai mai scos un tichet ca să se mai poată juca. I-am mai făcut rost de un tichet. Îmi place că m-am jucat cu Sandy. Are și skin-ul. Săracul Sandy, uite cum îi iese mocul din nas.
Opa, iar au intrat. Opa, da, iar au intrat. Deci vrea să intre să se joace Foxy. Imediat, acum, imediat. Acum nu-și mai vede cutiuțele și zice, mamă, unde mi-au dispărut cutiuțele? Vreau să văd ce skin-uri are. Uite skin-ul ăla fain. Vezi ce scump e? Eu știu că noi n-am dat 80 care? De gemuri pe skin-ul ăla de pe El Primo. Iar vrea să intre. Da. Cu siguranță n-am dat 80 de gemuri pe skin-ul ăla. Deci cam asta e. O să-i lăsăm contul că văd că insistă, vrea să se joace. Deci dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să rupeți butonul de like, share și subscribe. Instagramul meu este foxy.insta, lui Houdini. Houdini.insta, rupeți acolo pe ambele butonașul de follow și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! Îți mulțumesc pentru cont Polina Vulpișor și sper că te bucuri și o să vezi pe episod de câte ore ai încercat să intri. Pa, pa! Pa, pa!